Bună ziua! Vreți să reduceți consumul de carburant și dependența de petrol? Reduceți numărul de roți și greutatea vehiculilor. Am găsit aici pe TikTok un nene care zice că s-au făcut deja studii că bicicletele și trotinetele electrice și până la urmă și neelectrice reduc mult mai mult dependența de petrol și emisiile de carbon și consumul și tot ce vreți voi. Hai să ne uităm un pic la video. So this may surprise you, but e-bikes are having a much larger impact on improving the environment than electric cars. I didn't realize that. Mai ales comparat cu mașinile electrice. Acum, vă dați seama că o mașină electrică cântărește o tonă jumate, minim. O bicicletă electrică cântărește poate 100 de kilograme. Deci, să muți un om 100 de kg de carne cu o tonă jumate de fier și baterii, e total ineficient. Dacă vrei să-l muți cu 40 de kg, 100 de kg de bicicletă, trotinetă, scooter electric, scooter pe benzină până la urmă. Da, scooterele de 49 nu cred că au 100 de kg. Eu am avut scooter de 49 și consuma un 2 ceva în oraș, aproape 3 maxim. Decât să mergi cu mașină care consumă 8, că vorbim aici de mașini de oraș, bineînțeles, nu zice nimeni să vă luați trotinetă, bicicletă sau scooter în loc de mașină de drum lung. Vorbim strict în oraș unde transportați un om, bagaje minim, că pe scooter sau pe bicicletă nu poți să iei mai mult de un ghiozdan sau o plasă, scule nu, da? Deci nu vorbim în cazurile în care mergi să cari rigip și polistiren și alea, vorbim în caz că te duci maxim cu o șurubelniță sau cu un tester auto să pui un tester pe mașină. Te poți duce foarte bine și cu o bicicletă sau cu o trotinetă sau cu un scooter. This and this is a pretty staggering number, but there are already 280 million e-bikes and like electric mopeds and those kind of vehicles already on the road. They're already lowering demand for oil by four times as much as electric cars. Their sheer popularity is already cutting demand for oil by a million barrels of oil a day, about 1% of the world's total oil demand. Deci o să spuneți, ce mă interesează pe mine de petrol și de cantitatea consumată? Păi te interesează, pentru că cu cât se consumă mai puțin petrol, cu atât scade prețul. Scăzând prețul la petrol, va scade la un moment dat și la carburant. Știți că la noi când se scumpește ceva, se scumpește tot, când se ieftinește ceva, nu prea se ieftinește nimic. Dar la un moment dat va scădea prețul. Deci dacă toată lumea folosește, toată lumea, cât mai mulți, da, folosesc biciclete, trotinete, scutere, e posibil să ne scadă și nouă puțin prețul la carburanți și atunci e mai ok pentru toată lumea. The beauty of e-bikes is that they use so little energy to transport one person compared to like an electric vehicle transporting one person to work. If you could commute by e-bike 20 kilometers a day, your annual cost would be $20. Cost of entry for an e-bike is so accessible compared to a car. You can get a good e-bike these days for $1,000 or like. Zice că sunt și foarte ieftine, sunt și foarte ieftine comparativ cu mașinile noi sau second sau cum vreți voi. Dacă pui, nu știu, o Dacia Spring, da, cea mai ieftină mașină electrică, cu rabla, cu tot ce trebuie, nu știu cât e, 12.000 de euro, 13.000 de euro, nu sunt la curent exact cu prețul. În schimb, o bicicletă electrică e 1.000 de euro, poate. O să vedeți că eu am căutat puțin pe Google, găsești, da, 28 de milioane, 25 de milioane, nu știu exact cât de bune sau nebune sunt, dar zice că țin 100-110 kg și că au autonomie 30 de kilometri. Nu ar avea 30, dar 10 trebuie să aibă. Da? Nu e nevoie de asigurare, de permis, de nimic. E nevoie de o parcare de biciclete, că asta este frica românului numărul 1, e că îți fură bicicleta. Mie mi-au furat bicicleta, da? Aveam parcat între blocuri, într-o curte interioară a blocului și mi-au furat-o, așa. Că te mușcă câinii, m-au mușcat, sau că te accidenta cineva prin trafic. M-au accidentat de două ori cu scuterul, deci de asta m-am lăsat eu de două roți. Mai departe. 1200 dollars. They're very low maintenance and like we just saw, it costs very little to charge and run them. It would be much cheaper for you and much better for the environment for you to commute by e-bike compared to a standard electric vehicle. But if your commute is too far to use an e-bike, it would still be a huge improvement if you could use an e-bike to get around town for small errands. Deci, din nou, nu zice nimeni să vă vindeți mașina sau să nu vă mai luați mașină deloc. Dar, dacă ai treabă doar să te duci până la magazin, că ai uitat să cumperi făină, de exemplu, da? Și ai 2 km până la magazin, poți să te urci pe bicicletă să te duci până acolo să vin apoi. Asta, din nou, ar însemna ca
aici unde locuiești tu, la bloc, la casă unde locuiești, să ai unde să o parchezi în siguranță. Faptul că stai la casă și o bagi în curte nu te ajută cu nimic. Sunt cazuri recente în Craiova în care au sărit în curte, le-au furat bicicletele sau motocicletele sau scuterele sau ce le-au mai furat de acolo și au fugit cu ele, deci nu a fost nicio problemă. Să ai acolo unde să o lași, da, la supermarket, să o lași legată de un gard din ăsta de biciclete sau dacă ai și un coteț așa acoperit, e și mai bine, da, să nu plouă pe ea, să o iei udă, să stai pe șaua udă, dar să fie, nu știu, camere puse acolo, să se ocupe poliția în caz că se întâmplă ceva, să nu mai stai cu inima îndoită că ți-o fură cineva până la urmă, da, asta e problema în România. O să ziceți că e problemă și în alte țări că ți-o fură tot un român. Da? În țări civilizate care sunt pline de două roți, cum e Olanda, de exemplu, ai siguranța turmei. Acolo zici, bă, din 100 de biciclete parcate una lângă alta, poate nu-l fura opa mea. Aici, în România, dacă e o singură bicicletă parcată în scara blocului sau legată de un stâlp afară, e clar că ți-o fură pe aia. De ce se fură atât de multe? Pentru că nu le caută nimeni, în caz că le găsește, nu e nicio pedeapsă. Lumea cumpără biciclete furate din târg sau de pe internet, da? Pentru că dacă nu s-ar mai cumpăra lucrurile furate, nu s-ar mai fura, că ăla de are nevoie de o bicicletă, fură una pentru el. Da? Zic, dom'le, vreau să fur o bicicletă. Am nevoie de bicicletă, vreau să o fur. Ok, fură una pentru el și atât. În schimb, dacă el le vinde, fură una, o vinde. Vede că merge treaba, continuă să fură, să fure și să vindă. Să vândă. E prea de dimineață. Mă scuzați cu gândul gramatică. Errands, going grocery shopping, stuff like that. If you currently have a gas car, probably the single best thing you could do for the environment is to buy an e-bike and to use it in place of your gas car whenever possible. And that would have a bigger impact than buying an electric vehicle. Partially because building an e-bike and manufacturing it has a much lower carbon footprint than building and manufacturing an electric vehicle. Da, e vorba și de resursele care intră, care sunt imobilizate în producția unei biciclete sau a unei mașini. Vă dați seama că bicicleta aia de 100 de kilograme, să punem, da, prin absurd, consumă mult mai puțin carbon, energie, apă, litiu sau ce mai vrei tu acolo, față de o mașină electrică care cântărește o tonă jumate. În același timp, uitați-vă care este de fapt impactul asupra mediului a unor lucruri percepute greșit de oameni, da? Deci faptul că eu reciclez cartonul din care beau lapte, sticla din care beau apă, sticla de plastic din care beau apă, sticla de sticlă din care beau vin, are un impact foarte mic asupra poluării în general. The popular perception is that replacing your car with an electric is just this huge win for the environment, but da, vedem aici că energia regenerabilă totuși nu e atât de mică precum credem noi, da? Deci are un impact cât de cât ok, mult mai ok decât schimbarea mașinii cu una electrică. Deci dacă vrei, mai bine să cauți care dintre furnizorii de electricitate pe piața românească au componența energiei mai mare bazată pe energie regenerabilă, da? Care au parcuri de panouri fotovoltaice, care au eoliene, care generează din hidroenergie. Faptul că schimb becurile în casă cu becuri economice e o idee foarte bună oricum, pentru că pe lângă impactul asupra poluării ai impact și asupra facturilor, dar nu e un impact atât de mare, pentru că becurile nu consumă atât de mult. Da? Să nu mai folosești uscători de rufe, oricum îți strică și rufele, uscături de rufe. Să încerci să nu te mai deplasezi, da, normal că dacă nu te mai deplasezi, consum foarte puțin sau deloc, da? Că să nu-ți mai iei mașină, la fel, dacă am avea alternative, dacă ar fi transportul în comun mai ok, dacă ar fi posibilitatea de a folosi două roți mai ok, poate ar renunța multă lume la mașină. În România, multe lucruri încă nu sunt evidente din cauza taxelor. Lumea se plânge că sunt taxele mari în România. Nu sunt. Întrebați pe cei care locuiesc în țările civilizate. Cât îi costă impozitul, cât îi costă asigurarea, cât îi costă parcarea la mașină. Dar la noi încă sunt prețurile foarte, foarte mici.
Dacă nu vă aruncați la motoare mari, peste 2600, unde impozitele deja sunt 500 de euro pe an, sunt destul de decente. Deci eu, mașinile mele sunt majoritatea cu 2.0, motoare de 2.0, da, benzină cu gaz, motorină ce mai am eu pe acolo, și la un motor de 2.0 este impozitul 50 de euro pe an. Adică 50 de euro pe an e nimic, să fim serioși. Știu că o să spuneți că în România sunt o grămadă de bani. Nu prea mai sunt o grămadă de bani, că nu prea mai au valoare banii în România. Da, chit că sunt prețurile mari sau mici, oricum nu prea mai au valoare banii. Duceți-vă într-un supermarket cu 2 milioane jumate, 250 de lei noi, și vedeți ce mai luați de acolo, că nu prea mai luați mare lucru. It's not really that impactful compared to some of the other things that you can do. You can see down here, not having a car and you could probably use a bike instead is three times more effective than replacing your car with an electric car or hybrid. Also, interesting that the thing most perceived as having a good impact on the environment is recycling, and it has one of the lowest impacts on this list. But that's probably the subject of an entirely separate video. Cam asta e treaba cu video-ul de pe TikTok. Dacă aveți nevoie de piese auto pentru mașina pe care o să o înlocuiți cu bicicletă, intrați la AutoEco. Eu vă spun, la o scurtă căutare se găsesc tot felul de mijloace de transport mai ecologice. Dacă vă plac motoarele, puteți să vă luați scooter pe benzină. Eu am avut, v-am spus, nu l-am mai folosit și l-am vândut din cauza accidentelor și fricii de a fi furat, că la noi încă e problema asta, din păcate. Dar dacă ar fi infrastructura puțin mai bună, legea puțin mai bună, disciplina în trafic puțin mai bună, pentru că na, la noi nu prea se obișnuiește să fie atent de la vehiculele pe două roți, lucru care se observă foarte puternic atunci când un șofer român ajunge într-o țară în care se circulă pe două roți. Eu, când am fost în Italia primele dăți, mi-a fost foarte greu să fiu atent la scuterele care treceau pe lângă mine și pe stânga și pe dreapta, prin oraș, și bineînțeles nu pe autostrăzi, că nu prea merg pe autostrăzi cu scuterele, că îți intră gândaci în gură și nu e foarte plăcut. Partea câinii, la noi în Craiova, au început să apară din nou haitele de câini și printre blocuri și prin centrul orașului, pentru că probabil s-a diminuat activitatea ecarisajului, da, a hingherilor. Când eram eu mic, era plin de câini, te mușcau câinii peste tot. A fost un boom atunci cu Băsescu, știți voi, cu de se legau aia cu lanțuri de primărie, că de ce duc câinii la ecarisaj. Dar după aia cred că s-a cam relaxat treaba. Din păcate, lumea nu are grijă de câinii lor, li se mulțesc, nu știu ce să fac cu puii, îi aruncă pe câmp, îi aruncă prin oraș și așa mai departe. Și acolo este tot o lipsă de legi, o lipsă de amenzi, o lipsă de supraveghere. Dacă ar fi legile cum trebuie făcute, da, ok, ai o problemă, ai un câine, nu mai ai ce face cu el, îl duci la adăpost, nu-l ia nimeni, îl omoară. Dai drumul la un câine pe câmp sau pe stradă sau așa, te-a prins, să te spargă cu amenziile sau să fie chiar penală. Dacă repeți treaba asta, să te bagi la pușcărie. Că nu, asta nu este comportament într-o societate civilizată. Da? Fiecare cu animalul lui de companie să aibă grijă de el dacă se apucă de așa ceva. Cu furatul de biciclete, scutere și trotinete, la fel. Unde e baterie cu curent, poate să pună foarte bine tracker prin GPS. Unde sunt camere peste tot, la magazine, în intersecții și așa mai departe, se poate vedea cât de cât ușor cine vine și ia un scooter sau o bicicletă dintr-o parcare, dintr-o scară de bloc. Care vinde așa ceva pe site-uri, în târg, la colț și așa mai departe, din nou să se facă un fel de verificare dacă e furat sau nu. Și în caz că e furat, să fie foarte aspre pedepsele. Cei care cumpără așa ceva, domne, ceri factură, garanție, nu contează dacă nu mai e în garanție, da? Ok, mi-am cumpărat bicicleta acum 5 ani. Da, domne, ai factură, ai ceva, nu ai nicio problemă. Merge la notar, îmi dai scris, eu cu tare, pe propria răspundere, am cumpărat-o din magazin acum 5 ani, în caz că e furată, eu îți restituiu toți banii și sunt responsabil.
Da, bineînțeles că nu va face nimeni asta, că nu stă să piardă timpul și nu. Da, de asta se fură și de asta apar problemele respective. Eu vă spun ce mai mi-aduc aminte din drumurile mele cu scuterul de 49. E foarte ușor pentru că să umbli cu el, eu mergeam numai pe stradă, respectând regulile de circulație cu mașina. Deci nu mergeam prin pietonale, nu mergeam pe interzis, nu mergeam printre blocuri cu el, da, prin scara blocului. Poți să ajungi mai aproape de destinația pe care ți-o dorești, numai și dependând de locuri de parcare. Deci unde sunt, să zic, te duci la primărie să depui o hârtie, poate nu sunt locuri de parcare în fața primăriei sau dacă sunt ocupate. Ok, scooterul poți parca între două mașini, unde e puțin loc sau în spatele unui stâlp, lângă un stâlp, lângă un tomberon de gunoi, nu știu, ceva de genul ăsta, unde nu ai putea să pui o mașină. Am avut noroc și nu mi l-au furat, cât l-am folosit eu 2 ani, două veri. Bine că îl parcam noaptea numai în interior închis. Ziua pe unde îl foloseam îl legam de stâlp și așa aveam și alarmă la el. Bine că alarma era legată la baterie, care baterie? Era sub un capac de plastic cu un șurub, deci nu știu cât de eficient era și alarma aia, dar era acolo măcar. Dacă mi-aș mai lua. Cred că o soluție foarte bună ar fi ceva pliabil pe care ai putea să-l bagi în portbagajul mașinii, da? O trotinetă, o bicicletă electrică pliabilă, ceva băgat în portbagajul mașinii. Ai nevoie de, nu știu, să zic eu, dacă mă duc să mă uit la o mașină să încerc să o repar, da? Ajung acolo, am mașina cu toate sculele în ea, mă apuc de reparație, văd că îmi trebuie un senzor. Sunt la magazinul de piese, da, domne, senzorul vine într-o jumătate de oră, e în partea alta orașului. Ce rost are să mă duc cu mașina ca să iau o cutiuță atâta? Mă urc pe trotinetă, bicicletă ce am acolo, îmi pun casca în cap vesta, mă duc până acolo, îmi iau ce-mi trebuie, vin înapoi. O bag înapoi în portbagaj, o pun eventual la încărcat dacă se poate încărca de la 12V de la mașină, dacă nu ții un invertor și faci din 12, 220, din 220 încarci trotineta sau bicicleta respectivă. Cred că ăsta ar fi un mod de hibridizare foarte eficient, da? Dacă îți cumperi o trotinetă, ia să vedem și cu o trotinetă cât e. Așa, uite, da, tot așa. Tot în 2000, 2000, 2500 de lei. Că luăm și noi una mai sănătoasă, cu o suspensie, cu o, na, fiind vorba și de greutatea medie a omului modern din 2023, peste 100 de chile, e bine să avem totuși suspensie ca să nu fie genunchii noștri suspensie. Deci nu din asta cu 100 de kilometri la oră, bineînțeles, dar vorbim de ceva legal, cu 25 de kilometri sau cât au voie să prindă, să poți să mergi prin oraș câțiva kilometri, nu să faci naveta cu ea sau să faci curse cu trotineta. Cam asta ar fi video-ul nostru de astăzi. Scrieți acolo în comentarii ce probleme ați avut la viața pe două roți, asta la viteze mici și fără permis special. Că la motocicletă e altă discuție, oricum motocicleta consumă foarte mult, face zgomot, e și aia relativ greu de parcat, adică o motocicletă mărime completă, nu prea poți să o parchezi decât să zic că parchezi două într-un loc de parcare de mașină, dar așa nu prea poți să le parchezi chiar pe oriunde. La revedere!